Mă bucur foarte mult că Organizația Națiunilor Unite a constituit o zi internațională cu denumirea Ziua Conștiinței. În cele din urmă, dacă medităm, omul prezintă memoria, prezintă rațiunea și prezintă ceea ce spunem noi, inima, morala, sentimentele și mai departe. Deci, în noțiunea de conștiință, este o noțiune foarte vastă. Este conștiința istorică, conștiința națională, conștiința de sine, conștiința colectivă și așa mai departe. Deci, dacă reușim în domeniul acesta să ne dezvoltăm, oamenii să corespundă cerințelor societății de astăzi, spunem, atunci noi reușim și celelalte lucruri, și economice, și sociale, și tot cu ce se confruntă omul în viața lui. În cele din urmă, deosebirea noastră de animal este anume prin ceea că noi posedăm conștiința. Dacă iei conștiința, cum spunea un om de cultură, eu în fiecare zi sunt pus în fața unei dileme, în diferite situații critice, să devină animal. Vreau că, întâlnindu-se cu o nedreptate, cu o abatere, cu o crimă și mai departe, dar mă mențin ca om în rezultatul educației în familie, în rezultatul religiei, în rezultatul deci culturii, în rezultatul unor tradiții, obiceiuri și mai departe. De ce folosim această zi ca să explicăm aceasta oamenilor și ne explicăm nouă înșine că trebuie să fim altfel. Dacă vrem să reușim să ne dezvoltăm, să nu ne degradăm, cum vedem în momente, în zilele de astăzi, când trăim în condiții de pandemie, câte calități ale omului și a societății s-au descoperit a fi foarte negative, ca abatere. Cele mai bogate țări au acaparat toate vaccinele, oricum la 95%, alții s-au blocat, cei mai bogați însăși s-au făcut rezerve de vaccinare. Societatea s-a dovedit nu-i pregătită, fiindcă este medicină și este societatea. În multe lucruri, ca să depășim această pandemie, societatea trebuie să fie mai mobilizată. În rezultatul lipsii de educație, în rezultatul culturii, în rezultatul conștiinței scăzute, noi avem problemele foarte mari în ziua de astăzi. Pentru a depăși toate aceste lucruri, trebuie să revenim la aceste noțiuni de educație, de conștiință, prin școală, prin educație, prin finanțare. Noi trebuie să reducem banii care se duc în armare. Dăm de banii aceștia educație și medicină. Și atunci societatea va fi alta. Sper că această zi ne-a dat un imbold. Nu numai să gândim, dar să acționăm în direcția aceasta și în rest tuturor, și oamenilor, și guvernanților, și cei care hotărăsc soartele oamenilor, ca să gândească, să mediteze la tema aceasta și să acționeze în direcția mobilizării oamenilor, creării alte condiții de bunăvoință și înțelegere în societate. Felicitări și succesuri!